Strada Inginer Andronic Motrescu este în continuare un chin pentru locuitori. Lucrările la canalizare au fost abandonate, iar strada este un șantier de ani buni. Unii sparg, alții astupă, iar urmările sunt dezastruoase. Strada asta se face de ani de zile, de când era pe timpul frunză, nu s-a mai terminat. Farmat, a fost de la Igo și pășa de ce aia. Au făcut de vreo 3 ore sau de 4 ore conduc de jos, farmat de nou, nimic nu-i bun, omărs canalizarea. Acum au făcut, acum o mințit iară că vine și pune asfalt. Uitați aici, s-o sparge tot, omul m-a început să sparge tot. Căsări, intrava toți oamenii în casă, veniți, vedeți, toate căsările sunt scrapate din cauza trepidațiilor. Asta, praf, nu mai poți scoți o rufă afară, nu poți aerisi. E nenorocirea lumii, vă spun eu dumneavoastră. Întrebați, nu întrebați mai mine, întrebați toată strada asta, vă spun dumneavoastră. Dacă nu poți face nimic, domnule, din cauza mizerii și a prafului așa. Și tot nimeni nu ia nicio măsură, nu știu care-i treaba. Tot trec și se duc. Tot spun că fac. Nu știu ce să vă spun. Asta e toată treaba. Și toată dorința e la toată strada asta. Toată strada asta e nebunită să facă așa ceva. Dacă n-ar fi circulația așa de mare, nu ar fi așa, dar circulația e extraordinar de mare. Și lucrările la canalizare sunt începute, Doamne Dumnezeule, Doamne, numai de când era frunză, ăsta era frunză că era primar atunci a început. Și a început, iar a început, iar nu s-a înțeles. Tot, cred că nu s-a înțeles la bani, la prețuri, la hoții, cred că. Numai, toată lumea așa spune, că mai la hoții nu s-a înțeles, nu la prostiile lor. Și atâta materialul a rămas de sub, de aici, băgat, aiurea. Dumnezeu să-i știe. V-am spus că dați-o luați la prima casă și ați văzut de lumea asta dacă poate dormi când trec mașinile mari. Acum au pus așa și nu se poate trece. Dar e circulația cu asta avea să împut nicolă. De aici. Și nu știu, nu dirigează. Nici unul mai nu-i ca lumea. Doamne Dumnezeu, așa că suntem ca în, mai rău ca în iad aici. Suntem uitați de lume aici, strada asta. Deși sunt într-o situație foarte neplăcută, unii cetățeni încearcă să facă haz de necaz. Acum trebuie să toarne plomb în găurile astea aici. Uite ce găuri. Nu știu la iarnă ce o să facem cu căminile astea. Că la iarnă când o să curăță zăpada, o să iei căminile cu tătul de aici. Cred că toarnă asfaltul după ce îngheață, ca să și fundația tare, știi? Că atunci se întărea asfaltul mai iute. Uite, era drumul bun și uite și borți s-au făcut. Oamenii nu mai speră ca strada va fi asfaltată după tot ce s-a întâmplat până acum. Credeți că până în iarnă o să asfalteze? Nu știu că eu l-am întrebat pe șeful și a spus și mă grăbesc așa tare. Zic, ca să rămâi ca cum au rămas alți ani. Într-un praf și am trăit noi, ferească Dumnezeu. Da, asta-i. Eu i-am întrebat, dar ce te grăbești așa tare? Dumneavoastră nu știți ce am suferit noi aici. Praf negru! Tot venea și scoșore drumul și iară face praf și iară venea și iară face praf. Și i-am spus de multe ori, zic, puneți odată, toate hudițele și toate străzele, eu sunt orașancă de crescută pe Mihai Viteazu. În toate părțile asfalt, numai la noi aici, nu știu nici. Cum rămâne așa, drumul ăsta așa, uitați ce a făcut. O stricat toate șanțurile, o băgat în bolohane și dacă vine api, uite, eu stau acolo numărul 7. Dacă vine apa, vine în casă. De când s-au pus căminele pentru canal, lucrările au fost abandonate. Odată cu ploaia, au scăpat de praf, dar gropile din asfalt tot acolo au rămas și s-au umplut de apă și de noroi. Așteptăm cu nerăbdare rezultatele muncii de ani de zile pentru acea stradă. Poate într-un viitor vor avea liniște și locuitorii străzii Inginer Andronic Motrescu.